Timp de o săptămână, elevi din clasele a doua, a treia și a patra de la școlile Anton Pan și Goranu vor merge la școală pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public. Copiii sunt încurajați să țină și un jurnal de călătorie în care să descrie tot ce observă: natură, trafic, arhitectură. Ei vor ține un fel de jurnal vis-a-vis de lucrurile pe care le văd în drum spre școală, blocuri, străzi, bănci, elemente de arhitectură urbană și așa mai departe. Vor detalia aceste elemente în paginile jurnalului, iar în săptămâna următoare se vor ține la aceste unități școlare o serie de workshop-uri, de prezentări și de informări privind modul în care fiecare dintre noi, dar în special pornind de la vârste cât mai mici, putem influența astfel încât fenomenul încălzirii globale să fie încetinit. Inițiativa face parte din proiectul european Ready for Net Zero, în baza unui memorandum încheiat în 20 aprilie 2023 de Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea cu Asociația Orașe Energie România. Proiectul Ce vezi în drumul tău spre școală are drept scop reducerea noxelor și fluidizarea traficului rutier în preajma celor două școli. Ne referim în primul rând la reducerea noxelor, la emisiile de dioxid de carbon. Asupra acestora se concentrează un astfel de proiect, dar fără îndoială că în condițiile în care tot mai mulți copii vor utiliza mijloace de transport în comun sau alte mijloace de deplasare sustenabile, inclusiv aspecte precum cel menționat dumneavoastră, cel al ambuteiajelor, se vor diminua consistent. Da, este o altă abordare într-o politică omogenă, spunem noi, din ultimii ani, care este menită să încurajeze transportul în comun, transportul cu mijloace sustenabile și să reducă utilizarea autovehiculului personal. Datele colectate în urma derulării proiectului vor fi analizate de specialiști. Astfel de proiecte demonstrează cât de ușor este să reducem cantitatea de emisie de gaze cu efect de seră. În 2019, de exemplu, în urma unui proiect asemănător intitulat Oscar Șarpele Hoinar, elevii din Râmnicu-Vâlcea care s-au deplasat sustenabil au economisit aproape 2000 de kilograme de dioxid de carbon.